Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, apăsați clopoțelul și dați like, știți asta, da? Să vorbim de Ionela și de Robert. El nu poate să-i spună te iubesc. Nu poate. Așa că ea tot bate apropouri, că ce simți. Dacă ați observat la nunta lor, de la petrecere, ea i-a spus te iubesc și că așa a simțit. Când i-aud pe ăștia la mireasa, așa am simțit, așa am simțit. Și mai spunea că se simte îndrăgostit în seara asta. Erau la petrecere atunci, băuseră și ceva, mai ales el. Cum stăteau ei de vorbă, vine Ionuț și le spune că sunt cel mai frumos cuplu de la mireasa. N-aș spune cel mai frumos, dar cel mai real, da. Mie mi se pare real. Eu așa îi văd real. Și bine, în comparație cu, să zicem, Laura și Mihai, care se vede de la distanță că nu sunt îndrăgostiți. Nu sunt. Ea a intrat pentru el, poate a avut alte așteptări, dar nu sunt îndrăgostiți. Dar pe Ionela chiar o văd îndrăgostită. Bineînțeles, ea s-ar fi îndrăgostit de absolut oricine, doar ca să facă un cuplu. Știți că era disperată pentru cuplu, au observat și cei din casă, bineînțeles. Și chiar și în live, întrebat Robert de declarații, n-a vrut să spună, n-a vrut. Nu că nu simte, simte ceva pentru ea, că am văzut cum se uită, cum o privește, pentru că eu nu ascult vorbe. Vorbele nu prea au importanță, eu văd privirea. Asta văd eu. Nu i-a spus. Dar spunea că o să-i spună, nu a găsit momentul potrivit, dar ca să spui te iubesc unei persoane pe care o îndrăgești, ai nevoie de moment potrivit? Orice moment e foarte potrivit, nu? Să vorbim puțin și de Raul cu Mirela lui, nici ei nu se potrivesc, Raul, cu toate că zicea el că de pe la 16 ani a vrut să se căsătorească, nici acum nu-i pregătit. Nu-i pregătit la 26. Deci, ea ar vrea ceva cu el. Păi, tocmai din cauza fricii de eliminare, nu că e îndrăgostită, pentru că nu e nici el de ea, nici ea de el. Foarte nepotriviți tineri au adus staful, să nu zic era Luca Preda, că nu-i doar ea de vină, că am văzut mulți o învinovățesc. Dar staful îi acceptă, da sau nu. Și el chiar i-a spus că nu vrea să facă un cuplu cu ea ca să nu sufere. Iar ea a zis că nu e cazul. El s-aștepta ca să plângă, să fac, nu nimic. Zice, păi de ce să sufăr, de ce să plâng? Și cum, după o săptămână de relație, chiar dacă îți place și... O săptămână e foarte puțin ca să suferi pentru... Mai ales că nu sunt drăgostiți, că nu se vede nimic pe fața lor. Ei vorbesc așa, mecanic. Chiar a vorbit și cu Sorin despre asta. Păi Sorin și el e cu ale lui, nu? I-a zis că nu vrea să o facă să sufere. Auzi, păi de ce să o facă să sufere? Raul e chiar băiatul care să facă o fată să sufere. Are mentalitate de copil mic. Nu-i deloc, degeaba are 26 de ani, că nu-i deloc maturizat. Apoi când a văzut că ea spune că nu o să sufere după el, i-a zis că e arogantă. Da. Că e arogantă și că e orgolioasă. Dar eu nu văd nici orgoliu, nu văd nici aroganță. A spus doar că nu vrea să... că nu are motiv să sufere după el. Asta nu înseamnă că e arogantă. Chiar nu văd aroganța. Dar Raul. Chiar zicea Simona, s-a dus fiorul. Și că relația a fost forțată și nu vrea să forțeze în continuare și că ar vrea să se oprească. Că nu mai vrea conflicte, că s-a dus și atracția. Iar Sorin, ce să spune și el săracul, stătea cu o față și zicea că era de așteptat și de vina pe tatălui, pentru că fără intervențiile tatălui, care a jignit-o în mod repetat, ei ar fi fost foarte bine și da, e adevărat. Chiar au fost foarte bine până să intervine domnul Gheorghe, care a văzut el ce a văzut pe internet, plus că ascultă toate comentariile, le citește, plus că a primit și niște fotografii de la ce făcea acolo, fotografiile ei,
Am mai zis și faza aia cu saxofonul sau cam așa ceva. Și totul a ieșit foarte urât. Nu au fost sentimente între ei. Păi dacă erau sentimente, eu nu știu cu sentimentele lor, pentru că dacă iubești, treci peste tot, înseamnă că nu s-au... El poate da, dar ea nu. Da. Dar speră că poate se schimbă ceva, că acum ea se simte diferită, că o să se simte diferită. Și Ana, doamna Ana, zice că poate își dorește să cunoască pe al băiat. Poate își dorește să-l cunoască, zic eu asta, pe nou concurent. Simona spune că nu vrea altul și e confuză, nu vrea să mai caute, nu mai vrea pe nimeni. Chiar nu știu ce-i cu fata asta. Dar e problema lor ce fac. Plus că am văzut și eu câteva fotografii din aia de ochiată-i cu ea și am văzut ce oferă, să știți că m-am speriat. Pur și simplu m-am speriat de ce am văzut. Ea ca fată nu poți să faci asta. Nu poți să faci toate astea. Sau poți? Sorin și Simona s-ar putea să nu mai fie un cuplu, rămâne ca să mireasă fără cupluri. Am văzut că nici la petrecere au dansat decât în horă, atunci când au fost toți. După aceea nu, ea l-a ținut la distanță, chiar are nevoie de o pauză. De vina pe domnul Gheorghe, că el îi devine, că ea nu poate cu ăla, chiar așa se exprimă, ăla o să sune în continuu. Ea s-a dus după aceea și la Izabela și i-a spus că nu îl iubește, nu e iubire, că s-a păcălit singură, a crezut că îl iubește, dar cu i-a trecut. În timp ce ele vorbeau, vine Sorin și zice, hai că s-au închis ușile, ele erau la băieți, au plecat amândouă, s-au dus la, în casa lor, el a întrebat-o cu ce a greșit. El n-a greșit cu nimic, a chiar i-a spus, zice, tu n-ai făcut nimic, niciodată nu faci nimic. Chiar n-am înțeles ce a vrut să spună. Și a continuat subiectul în casa fetelor, i-a spus că nu mai are sentimente. De fapt, nici n-au fost sentimente. Altceva a avut, în niciun caz sentimente, pentru că sentimentele nu trec. Nu trec așa repede. Și a zis că problemele care le-au avut cu domnul Gheorghe, ori e aproape, ori e destramă. Și pe ei i-a destrămat. Și simte că nu mai are nimic, nu mai are sentiment, nu mai are nimic pentru el. S-a dus tot. Da. Că a fost începutul perfect, ca toate începuturile. Era îndrăgostită, fericită, dar acum nu mai vrea absolut nimic cu Sorin. Chiar nu mai vrea absolut nimic. Da. Pentru că știe că ăla se uită la televizor și nu vrea să-i mai aude vocea la telefon. Și a zis ceva foarte, foarte urât, care nu mi-a plăcut, mi-e scârbă. Și a zis și în live. Da. Întrebată fiind, a zis că ea doar exprimă ce simte, nimic mai mult. Apoi, doamna Ana, cum vorbește ea de fiecare dată, că nu zic nimic, că nu știu, după aceea a zis, mai așteptăm să vedem. Da. Dar e deranjată ce a zis Simona de soțul ei, zice, mă deranjează, e soțul meu, am stat atâți ani cu el, 32 de ani, cam așa ceva, nu? Să vorbim puțin de Rareș, care a venit nou concurent, starostele României, așa se auto-intitulează, asta de vorbă cu Izabela, vorbit de Ramona și zicea că Ramona nu-i chiar așa bombă, că să aibă pretenții, adică s-a apucat să bârfească, nu-l simpatizez absolut deloc, nici ca staroste nu mi-a plăcut, nici cum arată, are o figură ștearsă, acum nu o să ziceți că îi băia fain, că îi ce îi, la prima vedere da, dar așa... concurent în casa Mireasa, să vedem, poate să apropie vreo fată de el. Au vorbit și de Alexia. Izabela chiar îi spunea că ea nu se înțelege bine cu Alexia, pentru că Alexia a jignit-o, a făcut-o perversă, a făcut-o falsă, pentru că s-a mutat dintr-o bisericuță în alta. Da? Păi n-a făcut asta, asta a făcut. Și a vorbit apoi rare și cu Sorin și i-a zis că nu o să țină relația lui cu Simona pentru că nu e iubire. Da. Că nu o să rămână împreună afară, nici afară, nici în casă.
știe Rareș. A zis și el, fiecare zice câte o părere, cum spun și eu pe acest vlog, părerea mea este. Poate să fie altfel, poate să mă înșel, dar asta e părerea mea deocamdată. Eu zic doar până în acest moment. Și vreau să fac așa ca o paranteză. Când am văzut petrecerea, era și noapte, eram și obosită, am avut impresia că Simona a sărutat-o pe Izabela, pentru că seamănă toate, dar pe Alexia a sărutat-o de 2 ori, încă prima dată am văzut-o a 2 ore, nu? Eu am zis pe alt vlog că era Izabela, nu era Izabela, dar nu contează că era Izabela, că orice fată era, gestul lor n-a fost chiar unul plăcut într-o emisiune matrimonială care o fată vine să cunoască un băiat. După cum am mai spus, și viperele vesele susțin, zic ele, relația dintre două femei sau doi bărbați. A mai fost și în alt sezon lucrul ăsta. Eu n-am nimic cu viperele vesele, chiar îmi plac, dar eu spun decât părerea mea. Ele spun pe a lor, eu spun pe a mea. Nu cred că a fost ceva între Simona și cealaltă fată. Nu? Voi ce ziceți? A fost sau nu? Cam atât am avut până acum. Vă doresc o zi plăcută în continuare și la revedere!